Pitbull, yeah! Hai, Mărie, până la piață, rigra-gri-gra-gri-gra-gra, să-ți o dau pe sub mustață, rigra-gri-gra-gri-gra-gra. Bună ziua! Bună ziua! Suntem de la Universitatea de Bișniță și Bune Maniere. Facem un studiu. V-ar interesa să aflați dacă sunteți prost. What? Cine e acolo? Tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți niște bani și noi vă spunem dacă sunteți prost sau nu. Da, auziți, n-ați vrea dumneavoastră să-mi ciuguliți belengerul? Întreb pentru un prieten. Aha, deci înțeleg că nu vreți să ne trimiteți bani. Nu, mersi de ofertă. Atunci să vă mănânce becheșigul. La revedere. La revedere. Alo, alo, alo. Ciudat! Credeți că s-o prins? No, nici vorba mea. Dar zi de farse sau de ce-l sunăm? Pentru că astăzi e Thanksgiving. Dar românii nu sărbătoresc Thanksgiving. Exact! Și cum anul ăsta am sărit peste 1 aprilie, sărbătorim și noi ceva. Corect, bă, de 1 aprilie te aștepți la farse. Acum nici nu-i trece prin cap. Genial, coptile! Știu, știu, lăsați! No, acum eu! Nu încă! Întâi mai sun eu odată și după aia dumneavoastră. No, bagă! Fiți atenți aici! Modifică-ți vocea un pic, coptile! Da, da, stați liniștit! Alo! Bună ziua! Vă rog! Ați fost selectat dintr-o listă de abonați Orange să câștigați un iPhone 12! Dar eu nu-s pe Orange! Poate ar fi bine să fiți! Nu înțeleg! Vreți să câștigați un iPhone 12? Na bine, vrei alibec o țigară? Ce ziceți? Vreau să câștig, da! Tot ce trebuie să faceți este să răspundeți la o întrebare! Așa? Eu vă zic un cuvânt, iar dumneavoastră trebuie să completați imediat cu primul lucru care vă vine în minte, ok? Bun, îți gata! Zi! Muie! PSD! Bă nu, stai! Și PNL! Oh, și mai nou și USR. Mă, cătați să o apă și un pământ mai nou. Muie toată lumea. Am câștigat? Ne pare rău. Noi v-am cerut un singur răspuns. Dumneavoastră ne-ați dat mai multe. Data viitoare să fiți mai hotărât, bine? Ce, n-am câștigat? Nu. Nu? Atunci rectific. Răspunsul corect este muie vouă. Lăsați, nu-i nevoie. Alo? Alo? Va! Ce-o mușcat-o fraierul de gumă? Na hai, ungure, rândul tău. O, fii patent aici. Alo! Frățică, ios! Ungure! Bă, te-o sunat cineva cu un sondaj de opinie? Da, mă, și unul cu iPhone 12! Vezi că-i vrăjală, mă! Vor să te facă de bani cu metoda accidentul! Te-o sunat și pe tine! Da, mă, atât am vrut să spun! Frățică, ai grijă! Bine, ungure! Mersi, mă, ceacănău! Serus! Serus! Cine îndrăznește să se joace cu mine, mă? Cu mine! Da! Bună ziua! V-a sunat mai înainte un prieten să vă avertizeze că cineva vă face farse? Da! Ei bine, vă sun pentru că prietenul dumneavoastră a avut un accident! Ce? Da! Și m-a rugat să vă sun, el nu poate vorbi acum, că e în spital! Vă roagă să-i trimiteți 2000 de euro să aibă de dat șpagă la asistente! Da vin eu și aduc banii, nu-i nicio problemă! La ce spital e? A, nu-i nevoie! Puteți să-i puneți pe card, că e mai simplu! Să-i pun pe cardul lui? Nu, că nu are cardul la el! L-a pierdut în accident! Vă dau eu contul meu! Să-mi puneți mie și îi scot eu! Ce? Nu vreți! Auzi, mă, franzelă, nu știu cine ești și de ce-mi faci farse, dar când te prind, ți-am tăi cu sud gura de cur, m-ai înțeles? M-ai înțeles? Alo! Stai liniștit că te prind eu, f***u șapa mătii de... Alo! Alo! Cristos! Bă, mai încet, mă, că s-aude. Da, ăsta e în camera cealaltă. Dacă ne prinde, tati, ne rupe fâșul. N-are cum să ne prindă. Este o singură metodă să ne prindă. Și frățică nu e așa de deștept. Reapelare, ultimul număr. Hopa! Ne-a prins. Am pus-o. Copile, tu ai fost.
Ce? Nu, nu eu! Copile! Alo, domnul! V-ar plăcea să aveți un iPhone 12? Da, ce trebuie să fac?